ascultat glasul ce strebate zaria, vă bucit și vă cutremurat, că în curând va începe judecarea. Fiecare faptă păcătoasă, fiecare suflet indignat, va primi sentința nemiloasă, chinul din al flăcărilor iad. Va primi sentința nemiloasă, chinul din al flăcărilor iad. De-atâta timp iubirea lui Hristos cheamă oamenii la sine, ca să lase mediul vicios și să vină azi la mântuire. Fiecare faptă păcătoasă, fiecare suflet întinat, va primi sentința nemiloasă, chinul din al flăcărilor iad. Va primi sentința nemiloasă, chinul din al flăcărilor iad. Vede de-al său drum, respingând chemarea dulce, omul se consideră că-i bun, căci mândria înspre iad le duce. Fiecare faptă păcătoasă, fiecare suflet întinat, va primi sentința nemiloasă, chinul din al flăcărilor iad. Va primi sentința nemiloasă, chinul din al flăcărilor iad. Fiecare suflet întinat va primi sentința nemiloasă, chinul din al flăcărilor iad. Va primi sentința nemiloasă, chinul din al flăcărilor iad. Lăudați să fie Domnul!